dragii noștri! Eu sunt Ramona Coandra și astăzi vă prezentăm un tutorial cu slime-uri. Hai să desfacem primul slime. Ce bine miroase! O să punem mai întâi sclipici gri. Ajunge, nu? Gata, ajunge. Haide, acum băgăm cel roz cu un șarpe portocaliu. Mi-am făcut o găurică. Acum îl desfacem pe galben. Da. Gata. Bravo! S-a amestecat! Acum desfacem un slime albastru. Cu ce animal e? E tot un șarpe? Și o pârlă. Este o șopârlă. Încă puțin de din asta. Acum, care îl desfaci? Punem pe toate slime-urile? Da. Păi, nu le combinăm pe toate? Ba da! Haide! Următoarele, ca să vedem ce este, da? Da, e foarte mult. S-a lipit de capac. Un slime alb. Foarte frumos. Foarte frumos. Și foarte gata la timp. Pun pe tot total. Da. Avem. Slime-ul ăsta e foarte mare. Da. E un maro. Da, s-a lipit de mâna mea. E foarte moale și nu se lipește de degetele mele. Bravo! Oh, ăsta e foarte moale. Și se lipește ceva. Se lipește ceva. Pa, 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 pa.
Un slime galben făcut de la timp. Puțin galben aici, puțin galben aici, puțin galben, puțin galben aici, puțin galben aici și puțin galben aici și puțin galben aici. Puțin galben mai aici și puțin galben mai aici și puțin galben mai aici. Acum eu desfac pe negru foarte frumos. Este foarte negru și este foarte negru. Și el e puțin mai moale și nu se lipește de degetele mele. Asta e foarte moale și foarte... Ai auzit cum a pocnit? Da, am auzit. Foarte frumos. Foarte. Uite să-l cum vedem de mai aproape. Ce faci? Îl răsucești? Da. Ca să se rupă singur. Oare ce culoare o să ne iasă? Mama, o culoare frumoasă! Da. Asta urmez. Mi s-a lipit puțin pe bluză, dar nu-i nimica. Nu-i nimica, se spală. Cu apă. Din asta rece. Ăla ce culoare e? Un verde? Un verde din ăla deschis. Da. E frumos. Da. Și e foarte galbeniu. E cu galben amestecat. Oh! Asta e ca un slime foarte tare și foarte mic. Puțin slime din ăsta de roz, puțin slime pe ăsta, 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 puțin pe slime pe ăsta și puțin slime aici. Și puțin slime aici, și puțin slime aici, și puțin slime aici, și puțin slime aici. Eu îl desfac pe primul verde, care e puțin mai greu să-l desfacem, dar nu e nicio problemă, că se e foarte moale și nu se lipește pe degetii mei. E foarte moale ăsta și foarte frumos. Și am desfăcut și slime-ul mare, cel cu un fluture în el și cu o floare. Mi s-a scurs puțin și pe păturiță. Dar nu-i nimic. Dar nu-i nimic, se spală. Haide, Andra, punem slime-ul mare? Da. Haide. Făguța. Hai, pune câte puțin. Ia vezi. Ia-l mai aproape de tine. Așa. Acum iau floricica. Nu mi s-a lipit de deget. Acum iau floricica. Floricica asta se dă ușor jos, slime-ul de pe ea. Păi nu lăsăm în tot slime-ul, floricica? Nu, vreau să o scot să o văd mai bine. Ah, bine. Uitați floarea. Și o dau jos ca să fie mai frumoasă. Da.
că așa e urâtă. Și nu știu dacă este foarte greu să faceți un slime foarte frumos ca noi, că noi facem un slime foarte frumos și foarte atresant. Și foarte frumos atresant. Și foarte frumos, mare frumos, galo, ding, ding. Și acum am ajuns la fluturaș. Ce culori deosebite! E cu magnet Da. pe frigider? Da, l-am văzut că e cu magnet. Deci îl băgăm în slime sau nu? Nu, nu-l băgăm. Nu-l băgăm? Hai să lipim. Bine. Hai, lasă-l deoparte. Îl lipim mai târziu. Da? Nimica. Opa, așa. Hei, slime-urile astea chiar se scot ușor. Dacă nu vă supărați voi, mai fac niște slime-uri multe. Dacă nu vă supărați, dragilor, de frumos slime am făcut. Să ne jucăm cu slime. Slime-uri. Foarte multe, foarte multe. Se umple. Mai este în ala? Da, puțin. S-a ascuns bine asta. Acum el cade când acum. Slime-ul e bine făcut și foarte moale și mi-am făcut mâna mea. Pot să faceți și voi mâinile voastre dacă vreți. Că e moale slime-ul ăsta. Și e tare. E tare. Tare, 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 tare. Ia cu bețișorul, iubita. Poate poți să-l scoți mai ușor? Nu vrei? Uite aici. Uite acolo. E un albastru cu sclipici. Și se scurge jos singur. Scurge foarte ușor. Dacă e așa de moale, la nu. Că tot e moale, foarte moale. Și să vedem pe primul dacă e Pe ultimul sau penultimul. Pe ultimul în geanchi. Ia. Dar unul n-a fost moale. Doar unul s-a întărit. A fost capacul desfăcut la el și de asta. Acum urmăm cu rujul ăsta. Și uite-l.
Hai să scot cu asta. Ea nu face așa ca mine, că eu le scot cu totul vat, că mai are puțin roșu în el. Unde e roșu? Că nici nu se vede. Unde e? Acolo? Și vârful l-ai băgat. Unde e vârful? Acolo. E acolo? Am grămadit peste el. Da. Acum hai să iau asta. Ia mai ai un slime. Uite acolo. Și după aia continuăm cu câteva farduri. Trei farduri. Diferite, culori diferite. Și albastru. Trebuie să punem puțin. Ne-a mai rămas fardurile. Care trebuie să le punem aici. Da. Pe care le punem în slime. Ultimul fart. Poți să-l desfaci? Stecăm tot slime-ul, da? Și mai punem un pic de sclipici? Da! Oh, oleo, oleo, ce te-ai făcut pe tine! Nu-i nimic dacă să mă... Poți să-i pui puțin mai mult? Mai mult? Nu-l ating? Gata. Acum îl amestecăm. Haide. Hai să amestecăm tot slime-ul. Haide. Haide. Hai la treabă. Hai să vedem cum iese. M-am odorit moale, foarte moale. E foarte moale. Moale. Moale, 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 să scot o surpriză de aici. Cum scot o surpriză? Ia să văd eu ce surpriză am primit eu. Las să văd ce surpriză am venit.
Hai să vedem ce culoare o să iasă din tot slime-ul nostru. Hai de mesteci. Da. Hai de tot, tot. Yellow color way by you. He wa yummy, wa yummy, me, ye, ye, Hai să ne jucăm cu slime-uți. Este primăvara, tu ce multă bucur, Da. Și acum umplem toate cutiuțele cu slime-ul amestecat. L-ai umplut? Da. Hai următorul. Vreau așa să rămână. Puțin. Ceva uimitor. Scoți toate animalele. Și apoi fac ceva. Și într-un final a ieșit un slime gri. Pentru că am pus clipiciul. Și le-am pus în cutiuțe înapoi. Ca să nu se întărească, bineînțeles. Uitați! O experiență frumoasă, mi-a plăcut să combinăm slime-uri de diferite culori și o să mai revenim cu slime-uri, cu alte tipuri de slime-uri și o să și facem slime. Da, Andra, facem slime? Da. Pe data viitoare.